Bună ziua! Astăzi am venit în fața dumneavoastră să vă prezint situația privind inflația. Mai concret, raportul inflației elaborat de Banca Națională este a doua rundă de prognoză din anul curent, în care vom elucida situația curentă, adică cum a evoluat inflația până acum și la ce să ne așteptăm în viitor. Din start vreau să menționez câteva lucruri importante. În primul rând, toate economiile se confruntă acum cu o inflație în creștere ca urmare a crizei pandemice și a războiului din țara vecină, Ucraina. Inflația crește chiar și în economiile avansate și sunt tot mai puțin din cei care cred că inflația are un caracter tranzitoriu. Băncile centrale sunt puse în situația de a năspri politica monetară. De rând cu celelalte bănci, Banca Națională a Moldovei, prin restricționarea politicii monetare, urmărește să atenueze efectele șocurilor inflaționiste și să asigure stabilitatea financiară. Raportul inflației elaborat de Banca Națională a Moldovei este primul de după începerea războiului din Ucraina. În acest raport sunt foarte clar dezvăluite efectele războiului asupra evoluției prețurilor. Valul de scumpiri internaționale la resurse energetice și la produse alimentare a avut un impact major asupra prețurilor din Republica Moldova. Inflația în Republica Moldova este mai mare decât în alte țări din mai multe cauze, inclusiv ponderea mare a produselor alimentare în coșul de consum, economie mică și deschisă, dar și dezechilibrele în economie care se trag din trecut sub formă de tarife neajustate la timp. Inflația este în creștere și va fi mai înaltă și mai persistentă și necesită aplicarea unor măsuri de politică monetară restrictivă, care va permite crearea condițiilor pentru revenirea la echilibru și creștere economică la nivelul potențial, dar și asigurarea stabilității monedei naționale. Tot ce face Banca Națională este pentru ca țara noastră să depășească dificultățile actuale și să ajungă la un echilibru economic. Să trecem nemijlocit la raport. Voi începe cu evoluția inflației de până acum. Nu știu dacă se vede slide-ul pe ecran. Este? Poți continui? Da, este. Deci aici vedeți evoluția inflației în stânga sus din Republica Moldova. Este cu linia roșie. Și linia albastră este evoluția ratei de bază pe care o stabilește Banca Națională. Vedeți evoluția acelor indicatori și în alte țări. Deci, scuzați, s-a întâmplat ceva. Eu nu văd prezentarea. Scuzați, eu nu văd prezentarea. Și, Alion, e foarte mărunt, eu nu văd aici. Scuzați, vă rog, o problemă tehnică a apărut. Deci, observați că fenomenul este prezent și în alte țări și toate băncile centrale majorează ratele de bază. Iată, aici sunt, pe slide-ul ăsta, sunt țările din fosta Uniune Sovietică. Aici avem țări din Europa, dacă nu greșesc, din Uniunea Europeană, dar partea mai estică, unde iarăși vedem o creștere fulminantă a inflației, în special în ultimele luni, și băncile centrale au început, care mai devreme, care mai târziu, au început să implementeze
politici monetare mai restrictive. Inflația la finele anului, la finele lunii aprilie a atins nivelul de 27,1%. Iarăși a dispărut. Deci este în ascendență, deci trendul continuă. În prognoză vom vedea și care este evoluția de mai departe. Dacă să analizăm evoluția componentelor, vedem că cea mai mare creștere au prețurile la combustibil, după care vin prețurile reglementate, prețurile la produse alimentare au și mai mare creștere, da, dacă nu greșesc, și inflația de bază. Cer scuze cu problemele tehnice. Deci, impactul cel mai mare, sigur că l-au produsele alimentare și este o creștere care a avut loc la nivel internațional. Respectiv, și s-a propagat și pe teritoriul Republicii Moldova. Ce își ține de prețurile reglementate, observăm că ele au început să crească semnificativ în toamna anului trecut, odată cu criza gazelor, și vedem că au o creștere foarte rapidă în continuare. Inflația de bază are o creștere mai lentă, este componenta cea mai mare în indicele prețurilor de consum. Ea este influențată și de prețurile de import, dar și de condițiile legate de cererea agregată. Dacă să ne referim la contribuțiile fiecărei componente a indicelor prețurilor de consum, vedem că cea mai mare contribuție la acest nivel de inflație au prețurile alimentare. Prețurile la produse alimentare. Iarăși s-a stins prezentarea. Prețurile la produse alimentare care au atins nivelul de 11%. Deci contribuția produselor alimentare în IPC este de 11%. Ce este de remarcat despre această componentă, că și cererea la produse alimentare este cea mai puțin elastică. Adică ea chiar foarte, foarte greu poate fi influențată de condițiile monetare, pentru că produsele alimentare oamenii consumă în primul rând. Și chiar dacă prețurile cresc, oamenii oricum continuă să le consume. Prețurile la produse reglementate, chiar dacă au o pondere foarte mică, deci prețurile reglementate au o pondere de circa 16,7% în indicele prețurilor de consum, dar au dat un impuls de 7,1%. Vorbește despre ce că avem o creștere fără precedent la diverse tarife stabilite și reglementate de diferite autorități. Și acestea, la rândul său, au provocat și efecte de runda a doua pe celelalte componente. Mie mi s-a stins prezentarea din nou. Scuzați-vă, rog. Deci, revin unde m-am oprit. Prețurile la combustibil, cu toate că au o creștere foarte mare, contribuția directă la IPC este doar de 2,8%, dar trebuie să înțelegem combustibilul și energia în general fac parte din toate costurile de producere și respectiv prin costuri influențează toate celelalte componente.
Iată, vedem în primul rând combustibilul. Da? Deci vedem că în trimestrul întâi, anul 2022, a atins cote maxime. Deci prețul la petrolul Brent a ajuns la $115. Ce e interesant că prețul la Urals este în scădere, deoarece este puse sancțiuni și dacă până în trecut acest Urals era mai relevant pentru piața noastră, acum, deja având în vedere că fluxurile de petrol din Rusia sunt întrerupte, deci noi deja mai mult ne orientăm la evoluția prețurilor la Brent și ele mai mult deja influențează prețurile de piața noastră. În partea dreaptă vedem evoluția prețurilor la produse alimentare. Am observat deja spre începutul anului o scădere a ritmului de creștere la prețurile la produse alimentare. Însă, deci efectele din războiul din Ucraina sunt vizibile și spre sfârșitul lunii aprilie am ajuns la o creștere a indicelui FAO, un indice internațional la prețurile la produse alimentare, la 33,6%. El este influențat și de situația de război. Tot aici vedem și costurile de producere a produselor alimentare, în special inputurile pentru agricultură, au crescut foarte mult. Iată în partea stângă, fertilizanți, metale și minerale, energie, produse agricole, ele toate la rândul său au influențat acest indice. Și ele, creșterea lor, iarăși, este în ultimele luni foarte puternic afectată de războiul din Ucraina. Aici puteți să vă faceți o impresie cum au evoluat prețurile, creșterea prețurilor timp de un an de zile. Deci, iată, prețul la gaze naturale din Europa este în top, deci la sfârșit de aprilie creșterea constituie 350,6%. Asta timp de un an de zile în Europa au crescut prețurile la gaze. Evident că au ajuns și la noi. Și în ultimele luni aceste creșteri s-au amplificat. Și dacă observăm, practic toate prețurile sunt pe zona galbenă sau roșie, deci noi peste tot avem creșteri semnificative de prețuri. Iată, revenind iarăși la situația cu gazele, avem evoluția prețurilor la gaz în Europa și evoluția prețului la gaz în Republica Moldova, prețul de import la gaz. Observăm că a avut o creștere semnificativă spre sfârșitul anului 2021, dar acum, în ultimele luni, prețul la gaz a crescut și mai mult. La ceea ce urmează, sigur că se transferă mai departe în ajustări de tarife și un impuls suplimentar pentru proceselor inflaționiste din Republica Moldova. Aici vreau să mă opresc mai mult. Iată, una din cauzele de care le-am enunțat chiar la început, de ce la noi este inflația mai mare. Vedem aici dinamica prețurilor reglementate. Și sunt coloanele astea roșii și albastre, reprezintă creșterile lunare. Deci în perioada din ianuarie 2010 până în octombrie 2021, în mediu, tarifele au fost ajustate cu 0,3%. Deci noi vorbim de toate prețurile reglementate. Aici intră și energie electrică și gaz, dar intră și servicii comunale, intră apă caldă, încălzire, transport public, transport interurban și celelalte prețuri reglementate. Deci, pe parcurs la 11 ani, creșterea medie a constituit 0,3%. Asta vorbește despre ce că foarte multe tarife au fost menținute artificial la un nivel destul de jos și au fost fie că subvenționate într-un fel sau altul, fie că erau puse pe pierderea unor agenți economici. Evident, în condițiile în care au izbucnit prețurile la produse energetice și la altele,
alte inputuri, aceste tarife nu mai sunt sustenabile. Deci autoritățile, eu nu vorbesc numai de ANRE, noi vorbim și de municipalități, sunt puse în situația să majoreze tarifele. Și atât vedem mai departe creșterile lunare a tarifelor reglementate, a prețurilor reglementate, începând cu luna noiembrie 2021 până aprilie 2022. Vedem și 10% și în aprilie cea mai mare 16,3%. Exact ce creștere avem noi de tarife aici? Am să vă dau citire. Deci, energia electrică s-a majorat cu, asta luna aprilie, energia electrică s-a majorat cu 34,9%. Prețul la gaz în rețea cu 227%. Încălzirea centralizată cu 92%. Apa caldă cu 80%. Transport internațional și interurban 45%. Transport aerian de pasageri 29,7%. Servicii medicale 12,2%. Deci presiunile acestea externe au impus ajustări semnificative de tarife. Deci ele s-au ajustat de la un nivel foarte mic la nivel mai sustenabil în condițiile de astăzi, respectiv creșterea este foarte mare. În țările unde aceste ajustări se făceau la timp și se făceau treptat, deci respectiv aceste impulsuri nu sunt atât de puternice. La noi, deoarece s-au obținut multe tarifuri foarte mici, acum impulsul este mult mai mare. Deci de punctul de pornire a fost foarte jos. Ca să avem o impresie de potențialul de evoluția inflației de mai departe, că vă prezentăm aici și indicele la prețurile industriale, peste tot le vedem în creștere, ceea ce înseamnă că costurile la producători de diverse produse sunt în creștere și asta se va, numai decât se va transpune în prețuri mai mari în viitor. A fost și pe creșterea economică, pe creșterea prețurilor, a avut impact și cererea agregată. Deci, cum am zis, noi am intrat în această criză post-pandemică, dintr-o altă situație, din altă lume, în criza pandemică, unde erau restricții, unde toate băncile centrale, inclusiv și noi, am venit cu politică monetară foarte relaxată, ca să susținem cererea agregată. Și, respectiv, această politică monetară relaxată a ajutat relansarea economică. Deci noi în a doua jumătate a anului 2021 am avut o creștere economică foarte puternică. Și atât aici avem cei mai importanți indicatori care arată evoluția consumului final a gospodăriilor casnice, care este partea cea mai mare a cererii agregate la noi în țară. Evident că în trimestrul 2, anul 2021, avem un salt înalt, dar aici este efectul de bază, deoarece în trimestrul 2-2020 au fost restricții, dar în general vedem o tendință destul de pozitivă, ceea ce înseamnă că aceste surse de finanțare au susținut consumul. Deci pe acest fundal a venit și acest val de scumpiri internaționale, iar după asta a mai venit și efectele războiului. Respectiv, noi cu politica monetară trebuie să temperăm această cerere ca să asigurăm stabilitatea și să oprim efectele inflației în timp. Creditarea a fost una din țintele noastre. Vedem că creditarea a crescut destul de puternic, și în special în perioada post-pandemică, iar asta iarăși a fost un factor de creștere economică. Dar vedem că în ultimele luni deja avem totuși o careva temperare a urmare a măsurilor de politică monetară aplicate de Banca Națională, dar noi nu ne oprim aici. Cred că în dependență de evoluția acestor indicatori vom merge cu măsuri mai restrictive mai departe. Ratele de piață încă nu sunt pe măsură, deci noi observăm o creștere a ratelor de piață și la depozite și la credite, dar ele încă nu sunt pe măsura realității economice de astăzi și noi în continuare
vrem să obținem creșterea ratelor, în special la depozite, ca oamenii să fie motivați să economisească mai mult și să consume mai puțin. Deci să le schimbăm puțin preferințele spre a economisi. În ceea ce ține de condițiile de lichidități, condițiile monetare, lichidități în sistem sunt încă suficient de multe, poate chiar prea multe. Deci vedem și chiar în trimestrul 1 a anului 2022, vedem suficiente lichidități. De ce n-au fost probleme majore la finanțarea, de exemplu, Ministerului Finanțe? S-au acordat credite și mai departe. Noi de ce și am venit cu ultima decizie de politică monetară de restricționare pe cei ce țin rezerve obligatorii ca să mai temperăm aceste procese, să mai scoatem din exces de lichidități din piață. Doar să, așa, să vă fac o impresie despre ceea ce se întâmplă de cerere externă, pentru că noi suntem, fiind o economie deschisă, pe noi ne afectează foarte mult. Vedem că au avut un ritm de creștere înalt cât a exporturilor, atât și a importurilor. Exporturile au crescut datorită creșterii cererii foarte puternice din țările noastre parteneri și, în special, vedem o creștere foarte robustă a cererii din Uniunea Europeană. Pe măsură au crescut și importurile, iarăși, cum am mai zis, finanțate de cele surse de finanțare prezentate, cum sunt salariile, asigurări sociale și așa mai departe, care au susținut și creșterea importurilor. Acestea, la rândul său, au pus presiuni și pe rezervele băncii naționale. Asta iarăși este un argument de ce noi venim cu măsuri restrictive ca să asigurăm că avem suficiente rezerve la Banca Națională ca să facem față, de exemplu, anului, sezonul următor de încălzire. Cererea internă continuă să fie destul de puternică, ea este în scădere, vedeți de pe aceste grafice, avem aici comerț cu amănuntul și servicii prestate populației și comerț cu ridicată, deci trendul este de scădere, deci noi mergem în direcția corectă, dar totuși noi vedem că consumul continuă să fie prea mare. Deci noi vrem să îndreptăm preferințele populației de la consum spre economie. Acum voi trece la asta. Până acum am explicat cum a evoluat inflația până în ziua de astăzi, care sunt procesele din economie și acum voi prezenta prognoza inflației. În primul rând vom porni de la ipoteze. Cum am mai zis, război din Ucraina a provocat schimbări majore la nivel global. Iată, vedem prognozele care la creștere economică în zona euro, Federația Rusă și unele prețuri la produse energetice, care noi le-am pus la baza prognozei noastre din februarie, deci primul raport a inflației din anul curent, și ce avem astăzi în raportul inflației numărul 2, care l-am făcut deja după ce a izbucnit războiul din Ucraina. Noi vedem o scădere a prognozei de creștere economică în anul 2022 și 2023 în toate zonele, și în zona euro și în Federația Rusă. Vedem o creștere semnificativă a prețului la petrol, Brent, vedem o creștere semnificativă a prețurilor la gaz natural. Deci asta sunt efectele pe care le-a produs războiul din Ucraina. Dacă să intrăm în detalii, iată, vedem care au fost ipotezele noastre și care sunt acum în ceea ce ține de unele produse, iată, produse alimentare. Deci, linia roșie pe grafic reprezintă ipotezele care au stat la baza prognozei noastre din februarie, și linia albastră sunt ipotezele pe care stau la baza prognozei actuale. Aceste ipoteze, aceste prognoze, noi le luăm ca un consens a experților internaționali și a traderilor care își expun previziunile sale și să ajungem la o prognoză
așa, un consens de prognoze pentru care noi îl folosim pentru a prognoza evoluțiile pe piața internațională. Deci vedem că prețul la grâu a crescut foarte mult în rezultatul declanșării conflictului din Ucraina. Practic toate prețurile la carne, la lapte foarte puternic și la celelalte produse s-au schimbat traiectoria și au o traiectorie mult mai înaltă decât în prognoza precedentă. Tot așa vedem și la unele produse energetice și unele inputuri industriale. Deci petrol, gaz, metale, cum ar fi nichel, aluminiu, produse pentru inputuri pentru agricultură, deci toate au un shift de asta, o schimbare a traiectoriei mult mai înaltă decât ceea ce am avut noi în februarie. Vedem că și indicele prețurilor de consum, atât în dreapta sus, în zona euro, deja are o traiectorie mult mai înaltă, deci merge mult mai sus decât în prognoza precedentă. Și zona euro, cât n-ar fi de mare, este puternic afectată de războiul din Ucraina. Bine, legăturile noastre cu Rusia, legăturile economice au slăbit foarte puternic în rezultatul declanșării acestui conflict, dar oricum am făcut și o evaluare a evoluțiilor din Rusia, cum ar fi indicele prețurilor de consum, produsul intern brut și evoluția cursului rublei rusești. Deci vedem iarăși un impact foarte puternic și asupra economiei Federației Ruse, care poate mai limitat, dar va avea impact și asupra economiei Republicii Moldova. Dacă să vorbim despre, iarăși, un argument de ce în Moldova reacția la război din Ucraina poate este mai puternică decât în alte țări. Iată să vedem comparația care au făcut colegii mei a expunerii Republicii Moldova prin import și export la Ucraina în comparație cu țările din vecinătate, Belarusia, Ungaria, România, Polonia. Deci noi observăm că pe partea de import noi avem ponderea cea mai mare, practic 9,3%. Noi avem expunerea importuri din Ucraina și la exporturi 2,95%, mai modest. Dar pe partea de importuri, vă dați seama, toate aceste importuri acum sunt supuse șocurilor. Deci celelalte economii nu sunt afectate atât de puternic de problemele care sunt în Ucraina, cum suntem afectați noi, având Ucraina ca țară vecină și având o pondere atât de mare în comerțul extern. Noi am evaluat pentru prognoze care va fi impactul surselor de finanțare pentru consumul casnic pe viitor. Deci eu am prezentat, când am vorbit despre evoluția inflației până astăzi, am prezentat cum arătau aceste surse de finanțare, că sunt în scădere în termeni reali, deci din cauza creșterii inflației, dar și datorită măsurilor de politică monetară aplicate de Banca Națională, noi observăm că noi în termeni reali readucem într-o zonă mai dezinflaționistă, în special creditele noi acordate persoanelor fizice. Ele se duc într-o zonă mai negativă. Fondul de salarizare, dar și mai mult asigurările sociale, rămân sau neutri sau chiar proinflaționiste. Și asta este o problemă pentru că care iarăși ne impune pe noi să fim și mai restrictivi pe politică monetară. De ce? Ele trebuie să fie într-o zonă puțin negativă ca să nu avem un lanț de creșterea, un ciclu așa închis de creșterea inflației și creșterea salariilor, care se provoacă unul pe altul și atunci putem avea o inflație galopantă. Deci, în linii mari ne reușește, dar totuși avem puțină bătaie de cap, în special cu nivelul asigurărilor sociale. Ele sunt puțin, totuși, proinflaționiste.
Iată, aici același lucru este prezentat deja cu contribuția fiecărei componente de finanțare și noi vedem creșterea surselor de finanțare, per total, totuși suntem în zonă negativă, ceea ce este bine. Totuși, consumul rămâne a fi pe zona pozitivă în primul și a doilea trimestru anului curent, după care merge în zona negativă. De ce este pozitiv? Aici este un efect interesant. Noi totuși avem circa până la 100.000 de refugiați din Ucraina care consumă aici. Ei nu sunt încadrați în acele surse de consum, surse de finanțare tradiționale a noastră, pe care vin salariile, asigurări sociale, remitență și credite. Ei au sursele lor de finanțare sau banii proprii sau ajutoarele de la instituțiile internaționale, dar acest consum se adaugă la consumul nostru, respectiv noi vedem o diferență semnificativă între surse de finanțare și consum. Deci, da, prezența refugiaților în Moldova are un anumit efect proinflaționist. Și, în sfârșit, având în vedere toți acești factori, iată, este traiectoria inflației în partea stângă, pe care noi vă prezentăm. Deci, este ultima noastră estimare, în baza datelor care vă le-am prezentat până acum. Inflația, noi estimăm că inflația va avea picul în trimestrul 3 anului curent, după care va avea o traiectorie descendentă. Dacă nu vor fi șocuri noi și importante, politicile monetare care le implementăm noi, dar și însăși efectele care le produce însăși inflația asupra cererii agregate, credem că ne va aduce spre sfârșitul orizontului de prognoze mai aproape de ținta de inflație de 5%. Vreau să menționez că incertitudinile, sigur, rămân a fi destul de mari. Sunt riscuri de șocuri noi, încă urmează să mai fie ajustări de tarife, noi nu știm cu siguranță cum vor avea ele loc și când. Respectiv, intervalul de incertitudine, deci area asta prezentată cu roz, este destul de largă și se lărgește spre sfârșitul orizontului de prognoză. Deci scenariul de bază este prezentat cu linia de roșu, dar intervalul de incertitudine rămâne a fi destul de larg. Încă o dată, văzând, deci așa o evoluție a inflației este posibilă cu condiția că Banca Națională și mai departe aplică măsurile de politică monetară adecvate. Deci dacă nu se aplică măsuri de politică monetară, atunci noi vom avea o cu toată altă evoluție, mult mai urâtă. Deci prin politica noastră monetară, iată, noi vrem să aducem economia pe această traiectorie ca să ajunge până la sfârșit, până la sfârșitul perioadei de prognoză spre ținta inflației. În partea dreaptă a indicelui prețurilor de consum, partea dreaptă a slide-ului, vedeam deja decompoziția IPC pe componente și contribuția fiecăreia. Deci observăm că, da, inflația de bază, ea continuă să crească ca urmare cât a creșterii prețurilor la nivel internațional, dar și efectele secundare de pe piața internă, dar contribuția cea mai mare o vedem și de la produsele alimentare, care va continua să fie mare, cel puțin următoarele 4-5 trimestre, și următoarele 4 trimestre prețurile alimentate vor avea o contribuție puternică la indicele prețurilor de consum. Iată, aici avem fiecare componentă prezentată, evoluția ei fiecare în parte, deci sunt unele ating niveluri foarte înalte, dar având în vedere că ponderea lor în IPC este mai redusă, efectul total este mai mic. Astea sunt măsurile de politică monetară pe care le-a aplicat Banca Națională. Deci noi am ajuns la rata de bază de 15,5%.
La ultima decizie de politică monetară am mai restricționat și nivelul rezervelor obligatorii, cât în valută, atât și în lei, scopul fiind să reducem lichiditățile în piață. Am majorat rezervele obligatorii în valută puțin mai puternic, ca să nu încurajăm intermedierea în valută străină, noi asigurând stabilitatea leului, vrem să păstrăm și intermedierea în valuta noastră națională în economia Republicii Moldova. De asta, prin politicile noastre, noi vom descuraja mai departe utilizarea valutei străine și vom încuraja moneda națională să fie mijloc de intermediere financiară. Rata de bază este 15,5%. Noi vom continua să monitorizăm mai departe evoluțiile în economie și prețurile, dar și ceea ce ține de sursele de finanțare. Vom monitoriza ce face guvernul, ce politici aplică, ce măsuri de susținere a populației și, în dependență de asta, ne vom ajusta politica monetară. Iarăși, vorbind de efectele războiului, putem vedea diferența între prognoza precedentă, cea care am făcut-o în februarie, și cea care o dăm acum, după începutul războiului. Vedem, iarăși, toate graficele au migrat în sus, cât și inflație, toate patru componente a indicelui prețului de consum. Deci, efectele sunt vizibile. Și iarăși vedem că războiul a influențat cel mai mult contribuția produselor alimentare, având în vedere că Ucraina este un mare exportator de producție agricolă și de produse alimentare. Și noi, de altfel, importam destul de multe produse alimentare din Ucraina. Asta am vrut să vă prezint. Acum vă rog dacă aveți întrebări. Aș vrea mai întâi să vă anunț că urmează o discuție în cadrul Clubului Piaței Economice. Vă reamintim că subiectul de astăzi este raportul asupra inflației și rugămintea noastră este ca întrebările să fie la subiectul discutat astăzi. Răspund la celălalt de întrebări, sigur că veți primi prin intermediul direcției de comunicare. Iar acum aș vrea să-l invit pe președintele Clubului Piaței Economice, domnul Burteni, pentru a adresa prima întrebare. Скажите, пожалуйста, в чем отличие нашей инфляции 27% в сравнении с Украиной, которая 16-4, Россия, которая 17, что мы находимся в военной конфликте? То есть как вы можете это объяснить? Значит ли это, что у них полет инфляция выше, а мы на пике находимся, и мы приезжаемся в Украину, или другие причины? Да, ну, сумею за интервью. Для чего же сэмди Украина? Украина, într-adevăr, este în stare de război, dar și din punct de vedere economic a aplicat niște măsuri care, prin fixarea cursului de schimb, deci cursul de schimb nu este dictat de piață, este administrativ fixat, și prin hotărârea guvernului, guvernul Ucrainei a fixat prețurile la o listă foarte mare de produse. Respectiv, impactul imediat pe inflație în Ucraina, cel puțin la nivel statistic, nu este atât de mare. Sigur că atunci când Ucraina va ieși din război, aceste măsuri vor fi eliminate. Și atunci în Ucraina va avea loc o ajustare și a cursurilor și a prețurilor, dar asta iarăși depinde cum va gestiona, cât de mult va fi ajustarea, depinde cum va gestiona Banca Națională Ucrainei. Sigur că în acel moment, când va avea loc acea ajustare în Ucraina, dacă va fi una mare, ea va avea încă un impact asupra noastră din nou. Deci, de asta noi revenim la întrebarea noastră, la noi prețurile sunt libere. Și cursul se formează liber și prețurile la noi nu sunt influențate administrativ, cu excepția prețurilor reglementate. Respectiv, noi, economia noastră funcționează în regim normal, și impactul la ceea ce se întâmplă în jurul nostru imediat este incorporat în prețuri. Ceea ce ține de Federația Rusă, bine, Federația Rusă este
o țară mare exportatoare de resurse energetice, ei au propriile resurse energetice destul de mari, au proprie economie, ei încă utilizează rezervele pe care le-au avut până la război, le pun la bătaie acum și asta le permite să mențină o anumită stabilitate. Dar ați văzut și în prezentare că deci, consensusul este că oricum o astfel de stabilitate artificială nu poate fi ținută la nesfârșit. Deci dacă vor continua acele sancțiuni și acele blocaje, în Rusia vor aceste blocaje urmează cumva să manifeste în economia Rusiei. Vă mulțumim. Încă o întrebare venită în adresa Direcției Comunitare din partea Agora.md. Ce instrumente vor fi utilizate de către BNM pentru a menține inflația în limitele prognozei stabilite? Noi folosim în primul rând instrumentele noastre principale. Cel mai important instrument este rata de bază, prin care noi influențăm ratele. Un alt instrument este rezervele obligatorii a băncilor comerciale. Prin acest instrument noi influențăm disponibilitatea de lichidități în piață, masa monetară, dacă doriți, respectiv influențăm iarăși cererea și oferta de bani, care la rândul său aduce la sau la creșterea ratelor sau descreștere. Deci prin astea sunt instrumentele noastre principale prin care noi gestionăm inflația. Sigur că noi mai avem și intervențiile valutare, dar ele au alt scop. Scopul lor este să asigure o piață valutară funcțională ca și să absorbim uneori unele șocuri de volatilitate imediată, dar încercăm să-i permitem cursul, el să ajusteze la condițiile economice reale. Vă mulțumim, stimați reprezentanți, mă spune de dacă cineva mai are întrebări. Doamne, ce-ar portalul politic bine? Domnul guvernator, vreau să vă întreb, în condițiile în care ați majorat rata de bază, a ajuns la 15,5%, cum se coroborează această majorare a ratei cu accesul la creditare pentru agenții economici? Observăm că guvernul lansează câte programe prin intermediul UDIN și invită ca acestea să ia credite. De altă parte, Banca Națională scumpește aceste credite. Da. Nimic, nu face nimic extraordinar. Ați văzut dumneavoastră, celelalte bănci centrale fac același lucru. Majorează ratele. În condițiile în care avem o inflație mare, noi scumpim banii pentru, pe de o parte, a descuraja cererea agregată, inclusiv pentru a reduce procesul de creditare. Asta este scopul care noi ne-l propunem conștient. Noi vrem să reducem procesul de creditare, în special cel care pune presiune pe inflație. Dar este un instrument pentru toată economia. Și a doilea scop care îl avem noi este să majoreze ratele la depozite ca să schimbăm preferințele cetățenilor de la consum spre economii. Și a treilea, în condițiile când inflația este mare, ratele de dobândă la instrumentele în valuta națională tot trebuie să fie înalte. Dacă ele nu sunt înalte, suficient de înalte, noi nu putem asigura o stabilitate a valutei naționale și atunci vom fi nevoiți să punem la bătaie rezervele, ceea ce nu este o abordare prudentă. Deci, sigur că, pe de altă parte, guvernul vine cu instrumente de a ajuta business-ul să depășească această situație. Dar asta e acel policy mix de care Banca Națională vorbește de mai mult timp. Că Banca Națională, în condiții inflației mari, trebuie să vină cu o politică monetară restrictivă, iar guvernul trebuie să vină cu o politică fiscală expansionistă ca să susțină economia. Următoarea întrebare.
Domnule Armașu, vreau să ne spuneți dacă sunteți pregătiți să mergeți săptămâna viitoare în Parlament la audiere asupra nivelului record al inflației. Da, am mai fost în Parlament și ceva timp în urmă și sunt gata să merg în Parlament de fiecare dată când deputații vor avea nevoie să le explic ce se întâmplă cu inflația, ce face Banca Națională și care este situația economică din țară din perspectiva Băncii Naționale. Este de altfel și obligația Băncii Naționale conform legii de face acest lucru. Și în întrebare, deputatul Vladimir Bărune a spus că nu BNM este responsabilă de creșterea prețurilor, dar guvernul este de vină. Poate cumva guvernul să gestioneze problema creșterii? Eu cred că toată prezentarea care am făcut-o explică care sunt cauzele inflației. Ele sunt multiple. Și în primul rând noi vorbim de conjunctura internațională, iar ce trebuie să facă guvernul, iarăși am spus printr-un lucru simplu, acel policy mix. Noi venim cu politică restrictivă, guvernul vine cu politică expansionistă. Și dacă ne uităm la legea bugetului, la nivelul deficitului, deci noi vedem că este legislativul a aprobat această politică fiscală expansionistă prin legea bugetului pe anul curent. Vă mulțumim. Николай Покровницкий, несмотря на то, что все свои последние выступления говорили о том, что ваша цель стимулировать людей к экономии денег, к откладыванию денег на депозиты. Но даже по вашим отчетам средняя ставка 9,5% по депозитам, а инфляция 27%. Вам не кажется, как это не совсем работает? Нужно с этим что-то делать. Да, deci, asta și-a fost și concluzia mea din acel slide, care v-am spus că noi trebuie să mai venim cu... Noi venim cu politică monetară mai restrictivă, că recent, o săptămână în urmă, noi am luat decizia. Deci, deci o săptămână trecută, noi deja aveam pe masă, iată, aceste date și în baza lor am luat decizia de majora rata de bază și de a majora norma rezervelor obligatorii. De ce? Pentru a mai reduce de excesul de lichidități, reducând excesul de lichidități, influențăm cererea și ofertă de bani pe piață și respectiv asta trebuie să ducă la creșterea ratelor la depozite. Ну, хорошо, насколько по вашим прогнозам может вырасти рата ставка на депозиты, и она же вряд ли привести к инфляции 27% или даже будет близко к ней, Bine, ei nu trebuie să ajungă, ratele nu trebuie să ajungă la nivelul picului inflației, nu se propune scopul acesta, dar văzând un orizont de termen mai lung, deci noi trebuie ratele cumva să le aliniem la previziunile noastre pe termen mediu. У вас, как у нас в банке, есть еще какие-то, ну, не знаю, способы, как защитить себя от инфляции, кроме депозита, который все равно не покрывает весь уровень инфляции? Что еще может быть от населения, чтобы как-то обезопасить себя? Deci, ceea ce... Deci dacă toată lumea va urma iată, această linie comportamentală de a economisi mai mult și de a consuma mai puțin, și inflația va fi mai mică. Și noi toți vom avea vom vedea un impact mai mic a inflației asupra fiecăruia din noi. Конец мая, июнь, июль получит из них большие суммы кредитов и финансовой помощи. Оно нуждается в деньгах и может тратить эти деньги в национальной валюте, будет их конвертировать. Не придется ли вам повышать обязательные резервы для банков в уровне 50%? И второй вопрос. Как вы думаете, насколько пунктов упадет инфляция после слушания президента Нацбанка в парламенте? Bine, în ceea ce ține creditarea guvernului, într-adevăr, mecanismul funcționează așa. Banii vin pe contul guvernului și guvernul, ca să cheltuie în lei, îi pune, deci, îi schimbă în valută națională la Banca Națională.
Și acești bani nimeresc în rezerve, îmi cer scuze să aud ceva. Deci această valută care a venit la guvern nimerește în rezervele băncii naționale, deci rezervele noastre cresc, noi punem la dispoziția Ministerului de Finanțe lei și Ministerul de Finanțe începe să cheltuie. Deci este în principiu o emisie. Acum ce se întâmplă cu această emisie? Această emisie vine la consum. Și noi mai departe, cu acea valută care am primit-o în rezerve, putem să intervenim și să sterilizăm aceste lei. Sau să-i sterilizăm prin alte instrumente, prin CBN-uri. Sau, dacă și asta nu este suficient, putem să ajungem la situația să ne gândim la o eventuală majorare ulterioară a rezervelor obligatorii. Deci noi folosim toată palitra de instrumente. Și ca mai puțin din banii cei emiși să ajungă în consum, noi iarăși majorăm ratele. Deci toate mecanismele sunt îndreptate în aceeași direcție. A doua întrebare, bine, eu sper să avem o discuție constructivă în Parlament, ca societatea să rămână consolidată și să înțeleagă care sunt provocările și ce trebuie să facem noi cu toții ca să depășim această situație, care este una destul de dificilă și probabil fără precedent. Și probabil că aici se cere o coeziune în toată societatea și între toate forțele politice, între instituțiile statului, între instituțiile statului și societate, ca să depășim această perioadă dificilă pe care o traversăm. Скажите, пожалуйста, вот вы только что отвечали на вопрос, что Нацбанк применяет жесткую монетарную политику, а правительство экспансивно. И таким образом, ну, судя по вашему высказыванию, оно сводит на нет ваши усилия. В то же время политики и оппозиционные, и те, которые во власти, говорят о том, что Нацбанк отвечает за цены и что он должен делать. Получается, что правительство должно что-то делать. Может быть, оно должно работать с вами в тандеме. Что бы вы посоветовали правительству? Какие меры оно могло бы применить, чтобы помочь Нацбанку сдержать власть? Ну, în primul rând, vreau să vă asigur că dialogul între Guvern și Banca Națională există și el este unul destul de consistent și permanent, unde noi ne discutăm și ne coordonăm politicile. Într-adevăr, la prima vedere, acest policy mix, da, cum l-am numit el, pare a fi contradictoriu. Dar asta este clasică, deci, cum s-a zis, și by the book. Dacă deschideți orice carte de economie, lucrurile astea să-l găsiți. Și el, într-adevăr, funcționează așa. Banca Națională temperează inflația, guvernul susține economia ca să nu ajungă în colaps. Și atunci asta evită scenariul de stagflație. Noi scenariul ăsta vrem să îl evităm. Eu încă nu văd la noi premize pentru așa un scenariu, pentru că noi totuși avem suficiente rezerve ca să și susținem economia unde trebuiește și să combatem inflația. Acum, în ceea ce ține ce trebuie să facă guvernul, deci din perspectiva băncii naționale, noi vedem problema cea mare, păturile social vulnerabile, pentru că inflația este mare și oamenii cu venituri mici vor avea de suferit cel mai mult și este necesar un program de asistență socială țintit pentru această categorie de populație. Deci aceste cheltuieli de asigurări sociale nu vor avea un efect puternic proinflaționist, deoarece vom susține oamenii care sunt sub limita sărăciei, deci sub limita nivelului necesar de existență. La rândul său, așa o susținere a acestor pături va menține și cererea agregată. Pentru că cererea agregată o să scadă chiar de la inflație, însă și inflația, fiind atât de mare, va afecta puternic cererea agregată. Și pe lângă asta venim și noi cu politică monetară restrictivă. Deci oamenii ăștia trebuie susținuți. Mulțumim.
Vreau să vă întreb în legătură cu deficitul bugetar, care este unul enorm, ajunge la 20 miliarde de lei, și vă întreb dacă el ar fi o sursă pentru inflația aceasta galopantă. În vedere și s-a menționat faptul că vom avea un întreg de valută, poate în a doua jumătate de anul, deficitul acesta bugetar enorm, el cumva cauzează creșterea inflației. Deci în cei serii de întreri de valută, ele deja au început. Deci ați auzit anunțul Fondului Monetar Internațional. Deci Consiliul Director al Fondului Monetar Internațional a aprobat următoarea tranșă de finanțare și chiar zilele astea guvernul urmează să primească următoarea tranșă de la Fondul Monetar Internațional, după care vor urma și alte finanțări. Cu riscul de a mă repeta, da, guvernul trebuie să aibă o politică fiscală expansionistă pentru a susține cererea agregată, ca ea să nu cadă sub presiunile acestei inflații, să nu prea cadă sub un prag critic, ca economia să-și poată să revină și anul viitor să avem o creștere economică normală la nivel de potențial și noi să ajungem la ținta de inflație. Este important, cum am mai zis, cum este cheltuit acest deficit, ce fel de proiecte. Unul din care eu văd necesar este asistența socială targetată pentru pătrurile social vulnerabile. Mulțumesc foarte mult!